Voleibaliștii Ploieștiului au pierdut pe mâna lor șansa de a se apropia și mai mult de titlu. Tricolorul Arcada 2-3 pe seturi, iar Galațiul a revenit în lupta supremă. Ploieștenii au avut șanse să câștige meciul, dar în final au sfârșit triști pe bancă, în timp ce gălățenii au făcut hora bucuriei pe un teren unde oaspeții câștigă rar. Pe mine puțin m-a deranjat atitudinea noastră, eu primul, în setul 3, când n-am luptat ca până acum, cum suntem noi obișnuiți. A fost o cădere puțin așa nervoasă, poate. Da, vă dați seama, ne batem pentru fiecare. Fiecare meci e o finală și fiecare punct contează acum. Noi am venit să câștigăm aici ceea ce s-a întâmplat. Vedem noi dacă e lupta pentru titlu. Într-adevăr, nu e nimic gata. Pot să zic că sunt mândru de băieții noștri, de echipa mea. Am reușit un rezultat mare. Cel mai afectat de eșec a fost principalul tricolorului, Sergiu Stancu. Acesta a răbufnit la final, nevenindu-i să creadă că o echipă cu jucători experimentați a fost lipsită de experiență la acest joc. Noi am avut meciul mână în setul 2 și în tiebreak. Trebuia să câștigăm meciul. Mână luptă în 3. Da, vedem. În 3, în 7, nu știu cum putem. Va rămâne o luptă până la final. Clar. Lupta la primul loc s-a încins. Insuccesul tricolorului a fost atenuat și de cel al Stelei, care a pierdut 1-3 pe teren propriu cu Zalăul.